Domnul să binecuvinteze adunarea, să ne ajute în zilele acestea întunecate, să avem întoarcere ca a poporului atunci când au auzit vocea Domnului, mai ales ca lui Daniel, așa cum am citit în Scriptură, și avem mare nevoie ca să ne cerceteze Domnul cu un duh de pocăință, de trezire spirituală. Și pentru aceasta cred că nu există alte lucruri mai importante, mai de folos decât citirea cuvântului și părtășia aici cu unii cu alții împreună, căutând fața Domnului și lăudându-L pe El. Stăteam și mă gândeam că dacă mă las în firea pământească atunci când sunt la rugăciune, mă pot ușor fura gândurile și să aștept ca următorul să se roage anticipând cu nerăbdare sfârșitul. Și de foarte multe ori mă cercetează Duhul Domnului și mă mustră și îmi spune, nu așa, aici mi se aduce mie închinare. Și atunci când reușesc să prind unda aceasta de închinare, văd ca și de fiecare dată când se roagă cineva și simt că e cu sinceritate, văd cum se ridică artificii, ca la sărbătoarea de 4 of July. Așa cred că se vede în cer când un credincios se roagă în adunare cu adevărat și cu sinceritate. Și noi trebuie să vizualizăm lucrul acesta, să știm că participăm la cel mai important lucru atunci când ni se aduce închinare Domnului. Mai importantă chiar și decât predica, o închinare plăcută Lui. Predica e parte din închinare, dar numai am vrut să vă spun că sunt cercetat de lucrul acesta și facă Domnul să ne dea un duh de rugăciune adevărată. Haideți acum să ne pregătim sufletele. Urma să avem un mesaj legat de profeție, dar Domnul ne-a trimis ceva ca un fel de intermezzo, ca un fel de întrerupere, ca să mai schimbăm macazul un pic. Ne-a trimis doi misionari. În seara aceasta sunt doi misionari cu noi. Ei vor prezenta o misiune foarte importantă care se întâmplă în România, din câte înțeleg, și se numește Samuel Grigore și Teofil Badea, frați în credință, și se ocupă cu misiunea între studenți. Alege viața Cru între studenții de la college, de la facultate în România. Eu invit aici să preia cârma corăbiei și să prezinte lucrarea și mărturii sau ce au de prezentat. Binecuvântat și onorat să fie Domnul. Amin. Într-o seară ca aceasta. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am fost împreună cu tatăl meu, Nicu Grigore, în mijlocul dumneavoastră, și dumnealui a prezentat mai multe din ceea ce se întâmplă în Alege Viața. Ne-am dorit și anul acesta să venim în mijlocul dumneavoastră. În primul rând vreau să vă mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră față de lucrarea noastră. Am simțit că vă rugați pentru noi și, din păcate, el n-a putut să ajungă, dar m-a trimis pe mine și a spus mulțumește și din partea mea. De aceea vreau să vă mulțumim pentru că v-ați rugat pentru noi. Am simțit rugăciunea dumneavoastră și în această seară am vrea doar să împărtășim cu dumneavoastră lucrarea aceasta pe care noi am început-o începând cu luna martie. În februarie am avut un weekend de post și rugăciune cu 200 de tineri din generația Z și dorința noastră a fost să venim înaintea Domnului să ne rugăm pentru o schimbare în România, ca Dumnezeu să aducă lucruri noi peste România. În martie au venit lucruri noi peste țara noastră. A început războiul în Ucraina și refugiații ucraineni au început să vină în țara noastră. Am vrea ca în următoarele minute să urmărim un scurt material pregătit cu câteva mărturii, atât din Ucraina, din România, din ceea ce noi am făcut cu ucrainienii și apoi să vă povestesc mai multe. In February of 2022, Vladimir Putin launched an attack on its neighbor, Ukraine. He called the attack a special military operation. Russia launched a three-way attack on Ukraine, invading from the east, north, and south. Soon, all of Ukraine was filled with the sound of air raid sirens as Russian rockets darkened the sky. Women and children are separated from their husbands and fathers as they desperately evacuate to neighboring Poland, Romania, and Moldova. Я сама до
якось Ніколаєва, батьки з Ніколаївської області. Ну, я встала забирати дитину в школу, і тут дзвонять, що почалася війна. Дякую. Пережили сильно критичні дні війни, якраз застала нас війна врасплох. Самі приїхали сюди, татарбунари, тому що в Києві неможливо було проживати сильно. Йшла страшенна війна. Виїжджали ми своєю машиною і попали, значить, недалеко від нас град. І машину повріділа, значить, слава Богу, що рядом були наші воєнні. Вони нас, ну, в общем, потушили машину, витащили з машини. Це страшно, коли навіть старші люди, які сиділи в підвалах, їх там завалило, згоріла хата, і я знала цю бабушку. І що ти її більше не побачиш, в мене це не вкладається в голові. Хлопець старший за мене на год, його просто на вулиці біля магазину вбили. У нас у погрібах спали, і внук маленький, 3 годика, іспугався, боїться на вулицю вийти, руками уші затикає, кричить, махає головою, кричить бах-бах. Ну, не знаю, є шанс повернутися домой, тому що там город просто уничтожили. Ну, нічого, ні стіни. І дома вашого немає ще? Нічого. Ні вещей, ми тільки їздили на заробітки, зарабатували, робили ремонт і все покупали, як би, ну, честно, очень тяжело. Ну, я не знаю, как дальше жить. Никогда не думала, что будем вот так вот. Без ничего. Морально, честно, кричать хочется просто. Мы надеемся, что мы вернемся домой. Отстроимся и все домой. Осколками дуже багато буває людей. Є люди, які стояли на остановці, просто сразу троє були. Там окупована зараз територія. Дуже хочеться додому, але дякую вам, паненька. У нас залишились там родственники всі, родителі. Ну, хто залишився? Навіть якщо ми туди вернемося і все відстроїться, то люди, які бачили війну на свої глаза, вони вже не будуть жити по-прежньому. Особливо трудно, коли заходять в тебе во двор з автоматами. И проверяют дома, подвалы, все проверяют. Deci una din lucrările pe care noi o facem în fiecare săptămână, trimitem microbuze în Ucraina, aici este la Tatarbunar, biserica de acolo. Trimitem microbuze cu umanitare, medicină, haine, tot ceea ce ei au nevoie. Și pentru că am auzit despre mulțumire, să mulțumim Domnului că într-o vreme ca aceasta bisericile din Ucraina, deși au fost golite de membrii din biserica lor pentru că au migrat în afara țării, sunt umplute astăzi cu refugiați veniți din alte zone din Ucraina și dacă ei erau 150 de membri, astăzi au ajuns să fie la 200-400 de refugiați în fiecare duminică care vin și trec pe la ei. Și spunea unul din frați, 30 de ani am încercat să spunem Evanghelia în localitatea noastră și n-am văzut un om care s-a întors la Domnul. N-am avut nicio deschidere. A venit acest război și oamenii vin la noi cu o poftă să audă despre Dumnezeu. Rugați-vă pentru ei. Iar aceste imagini sunt de la sediul nostru, Alege Viața din București, sediul unde am găzduit peste 900 de refugiați, începând cu martie. La început am pus clădirea noastră ca loc unde ei să stea, să doarmă, să mănânce. Și totodată, în această perioadă, am căutat ca fiecare refugiat care ajunge la noi să audă despre Dumnezeu. Am invitat colegii de-ai noștri de la CRU din Moldova și în fiecare săptămână venea câte o echipă ca să ne ajute să vorbim în rusă cu acești ucrainieni și astfel Evanghelia să ajungă și în inima lor. Un alt mod prin care am încercat să relaționăm cu ucrainenii și să aducem alți ucraineni de la alte centre din România a fost acest barbecue sâmbăta la amiază, timp în care invitam alți refugiați, veneau la noi, mâncau în grătar și apoi puteau să audă despre Dumnezeu. In the first 3 months we've had up to 80 refugees daily, some are coming and some are going. It worked well in the beginning, but large open spaces and common bathrooms are not comfortable on long term, especially for the people who are traumatized by war. Acestea erau cele noastre de conferință unde îi culcam pe refugiați la început. With 10 containers holding a total of 40 beds. Each container has its own private bathroom,
they're equipped with air conditioning and heating. Part of this complex, there is a dining area with a fully equipped kitchen where we can cook and hang out. This place became their new community and somehow their home away from home. I remember how happy they were on the first day they moved in. Ану, до мене всі скидайте на цей. In addition, at the beginning of May, we opened our office at day camp for the first Ukrainian children. It helps meet a huge need in our city, where there are over 2,000 Ukrainian kids who have no school to go to, thus their mothers cannot take jobs. Знаходиться более 2000 дітей з України, які за війни були лишені можливості посещати українські сади і школи. Образування і соціалізація не можуть бути замінені нічим. Day camp was a ray of hope for the mothers and the children. The children get educated where they are part of a healthy community. The mothers can take jobs and have the peace of mind knowing that their children are well taken care of while they work to provide for the family. Vladimir is one of the children attending the day camp. He lives in the city in a rented apartment and his mom brings him every morning and picks him up in the afternoon. One day, Vladimir came to us and asked if there are any extra beds available in the containers so that he can move in and be with his Ukrainian friends all day long. The campus and the day camp became their new place where they feel at home. I want to say a big thank you to Romanian volunteers who make all their best to make our stay here very comfortable. And we have all what we need. It is warm here, we have what to eat, we have water, we have good friends also. It is charming people. She said like this. She still continued day by day, every day. She not stop to asking, to praying and asking, please God, help me with this situation as faster as possible to connect with family, to reunite with family, with children, and to do not lose she's beliefs. She wanna stay in the same level of believers. She don't wanna lose she's faith. So she asking about this every day. У Яну я приїхала з дітьми, з дочкою 17 лет і синочок 9. Дарина і Даніил приїхали мені з Одеси в понеділок. Страшные кадры, которые ты смотришь, происходят в твоей стране. Да, но у меня, когда началась война, у нас не так было. Тоже в марте. В марте. А вы еще в марте? Нас приютила у себя семья на неделю. Ну, приютила фамилия? Мы были в Галаце. Знаете, мы поняли, что, наверное, единственное место, мы через многие страны ехали, но такой народ, как в Румынии. Здесь самые большие добрые сердца, за что очень благодарны. Мы после Румынии уехали, мы жили 3,5 месяца в Нидерландах. У моего ребенка, у сына, сказал, что я хочу жить в Румынии. Мне нигде не нравится Минск. Но сейчас, когда мы находились на улице и начался обстрел этих дронов, это было один период, я, так сказать, у меня вообще очень такая непростая жизнь. Говорю, уже в марте вообще даже близко не ожидали, что, знаете, принимают как близких, очень близких. Vreau să vă mulțumim încă o dată pentru rugăciunea dumneavoastră și așa cum am auzit, rugăciunea, mulțumirea este, dacă citim în Tesalonicen, vedem că mulțumirea este o voie, în plin voia lui Dumnezeu atunci când noi mulțumim. Și aș vrea să mai adaug, atunci când noi mulțumim, de fapt, arătăm că mulțumirea este o trăsătură de caracter pe care orice creștin o are. De aceea vă invit în această seară să mulțumim Domnului că El lucrează. Deși atunci când noi nu vedem și nu degeaba spune în Scriptură, mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile, chiar și pentru cele bune și chiar și pentru cele care nu ni se par nouă atât de bune. Vă invit în această seară să mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care El o face printre refugiați
Și de asemenea am vrea să vă rugăm să continuați să vă rugați pentru noi. Rugați-vă pentru ucrainenii care au început să vină din nou în țara noastră, rugați-vă ca ei să audă Evanghelia, rugați-vă ca ei să găsească un job. Una din cele mai mari dificultăți pe care ei o au este că cei mai mulți dintre ei nu știu să vorbească decât limba rusă și în această cauză este foarte greu pentru ei să găsească de muncă atât în țara noastră cât și în alte țări unde au emigrat. Și au nevoie de rugăciune pentru noi. De asemenea, vă invit să vă rugați chiar și pentru rușii din Rusia care suferă și ei într-o perioadă ca aceasta. Sunt creștini care nu se mai pot întâlni, sunt creștini care au ajuns la închisoare doar pentru că au vorbit la telefon cu cineva din Europa legat de război. Și cred că este o vreme în care noi ca și creștini putem să mulțumim Domnului pentru acest har de a ne aduna în libertate înaintea Lui, pentru a putea să-i mulțumim că El ne-a mai dat o nouă zi de har și de pace. Dar totodată putem să venim în mijlocire pentru toți acești frați care sunt în ecaz. O să-l mai las pe colegul meu, Teofil, să spună și el câteva cuvinte și încă o dată vrem să vă mulțumim. Vă rugăm fierbinte să vă rugați în continuare pentru România, rugați-vă pentru Ucraina în această perioadă, rugați-vă pentru Moldova, pentru Polonia, pentru toate aceste țări care au dificultăți în a ține ucrainienii, în a-L prezenta pe Hristos și Domnul să-și facă desăvârșită lucrarea prin toate acestea. Și de asemenea, la final vom fi pe hol și dacă vreți să aflați mai multe, avem câteva broșuri pregătite pentru dumneavoastră și putem să vă dăm mai multe informații. Dumnezeu să vă binecuvinteze și, așa cum a spus și dumneavoastră, Dumnezeu să umple toate aceste rânduri de copii ai Lui. Domnul să vă binecuvinteze. Urmărind aceste imagini împreună cu dumneavoastră, este greu să le privești, dar să le trăiești. Am avut ocazia să fiu împreună la București, împreună cu echipa noastră și totodată la Sighet, unde este Speranța pentru Copii, o tabără, și când am participat prima dată de acolo, venind spre casă, spre Deva, am ajuns acasă și aveam tensiune 21, n-am avut probleme cu tensiunea. O săptămână n-am mai fost bun de nimic, e greu să-i privești în ochi, să le vezi durerea, dar să trăiești ce au trăit oamenii aceștia. Sunt lucruri care, oricât ai fi de tare, este imposibil să nu-ți afecteze și viața ta când vezi copii îndurerați, mame cu copii în brațe și pleacă pe un drum care nu-l cunosc. Nu știu unde să alerge. Acum, pentru ei a fost o salvare că au venit în România sau în alte țări, dar noi trebuie să privim mult mai departe, că va veni o vreme când oamenii nu vor mai avea unde să mai fugă de fața lui Dumnezeu. De aceea, pentru noi este o mare bucurie că suntem frați, ne-am frățit Domnul și putem să fim aici împreună cu dumneavoastră. M-am bucurat să-l văd pe fratele Daniel după 20 și ceva de ani. A fost la o căsătorie a cumnatului meu, el nu mai este în viață. COVID-ul l-a rezolvat și pe el așa cum a rezolvat pe atâția. Este mai mic cu un an ca mine, la 51 de ani. După o lună de zile am sperat că Dumnezeu ne va asculta și din păcate l-au executat cu sângere, ce așa cum au făcut-o cu cei mai mulți. Este un mare har să-i mulțumim Domnului că mai suntem în viață și că putem să-L lăudăm pe El. De aceea, dragii mei frați și surori, să privim spre cer. Mult timp o spunem și în România și o spunem și aici. Biserica nu are mult timp aici în Valea Plângerii și nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru întâlnirea cea măreață cu El. Încă puțină, spune, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Mă bucur să văd la această seară mulți tineri și aș vrea să-i încurajez, pentru că știm ca și lucrători că se dau lupte mari în viața lor. Eu am fugit de Dumnezeu mult, am crescut într-o familie de credincioși, suntem 13 frați, soția 12. Și pentru că nu-mi plăcea Dumnezeu, biserica era chiar în curtea noastră, în zona Olteniei. Tatăl meu era păstor, eram conștient că nu fac bine ceea ce fac. Și într-o duminică dimineața, Dumnezeu mi-a luat vederea ca lui Pavel, 3 zile și 3 nopți n-am văzut absolut deloc.
Când mi-a luat vederea după 3 zile de tratament, medicii mi-au spus, ne pare rău, n-avem ce să-ți mai facem, nu o să mai vezi niciodată. Diavolul îmi spunea, ia-ți viața. Știam că ajung în iad. Și cea mai bună soluție pentru mine a fost să mă duc acasă, m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am spus, știu că sunt păcătos, știu că mă poți ierta, știu că ai vindecat surzi, muți, orbi, șchiopi și cred că mă poți vindeca și pe mine. La ora 9 m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, dacă mă vindeci, viața mea este la dispoziția Ta, Te voi sluji pe Tine toată viața mea. Noi nu suntem aici pentru că nu avem ce face și suntem aici pentru că într-o vreme ca aceasta, pe noi și pe dumneavoastră, ne-a ales Dumnezeu ca să-L reprezentăm pe El, să mergem să spunem și altora ce a făcut în viața noastră, pentru că într-o bună zi vom da socoteală de tot ce a investit în noi și dacă noi vom tăcea, pietrele vor vorbi și de aceea Dumnezeu vrea ca puținul nostru să se vadă în viața noastră că El trăiește Domnul și să spunem și la alții și nu trebuie să bătem toba. Oamenii vor vedea dacă trăim pentru El, dacă trăim cu El și prin viața noastră mulți oameni vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă nu ne vom mai întâlni aici în Valea Plângerii, îmi doresc cu toții să ne întâlnim la locul pe care Domnul a plecat să ne pregătească și atunci când El va veni să fim gata și să spunem cu toții că despre mine, eu și casa mea vreau să slujim Domnului cu bucurie. Sunteți oameni minunați, vă mulțumesc și eu pentru că ne-ați primit cu căldură și mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ați făcut. Este minunat când putem să strângem rândurile în vremurile acestea atât de grele, să ne îngăduim unii pe alții să ne iubim, că dacă noi nu ne vom ajuta, să nu uitați, oamenii de afară nu ne vor ajuta niciodată. Poate suntem loviți, poate suntem răniți, dar Cel ce ne mângâie pe toți este Dumnezeu și poate de multe ori este nevoie să punem umărul, să ne ridicăm unii pe alții și să spunem, nu mai este mult, vine Domnul și trebuie să-L așteptăm și Duhul și menea să zic, vină Doamne Iisuse. Amin. Mulțumim foarte mult și înțeleg că faceți slujirea între elevii de facultate, acolo este foarte mare nevoie. Nu știu dacă în România e ca aici, dar statisticile noastre din America arată că acolo se pierd cei mai mulți dintre cei care au fost la biserică o vreme și nu s-au întărit în credință și acolo îi fură valul. Și cred că faceți o slujire extraordinară, ne rugăm pentru dumneavoastră ca Domnul să vă întărească. Te uiți la imaginea acelea, cum spunea fratele, și te cutremur, nu-i așa? Nu știm cât de periculoase sunt vremurile în care trăim. Ceea ce citiți în presă nu e adevărat. Rușii nu se retrag. Nu s-au retras de nicăieri și nu se retrag. Dacă administrația asta, idiotă, încurajează pe ucrainieni să continue lupta, războiul ăsta se va extinde. Administrația a trimis 5.000 de soldați americani la granița cu Ucraina, în România. Irresponsabili. Vor extinde războiul. În același timp, administrația americană trimite crucișătoare portavioane astea în zona Taiwanului ca să intre în conflict și cu China. Este foarte aproape de rezolvările cele ale ultimilor zile, după toate aparențele. Câte zile mai avem noi ca biserică, nu știu. Dar zilele astea ar trebui să le trăim pentru Domnul, așa-i? Măcar acum. Amin. Cum spunea fratele, și ucrainienii așa s-au culcat pe ureche, totul e bine, așa-i? Și când a venit războiul, s-au umplut bisericile, așa-i? Le-au mers prea bine, că nu s-au mai dus la biserică. Și nouă ne merge prea bine în America, așa-i? Domnul să îndure de noi. Amin. Să ne trezească, să nu ne lasă să fim inactivi sau să fim indolenți, să fim nepăsători. Dumnezeu să ne binecuvânteze să putem să fim credincioși și să putem să slujim cu ceea ce avem. Dacă Domnul vă pune pe inimă acea lucrare care se face printre studenții în România, dăruiți pentru această lucrare, să dorim și Dumnezeu să lucreze. Amin.